Vladimir Putin spune că extinderea infrastructurii militare din Finlanda și Suedia va necesita reacția Moscovei. Liderul de la Kremlin a vorbit la început de săptămână despre Finlanda și Suedia, dar și despre extinderea infrastructurii militare de pe teritoriul acestora. Astfel, Vladimir Putin a lansat un avertisment pentru NATO, susținând că va fi necesară reacția Moscovei. Declarația lui Vladimir Putin a fost făcută la un summit al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, CSTO. Acolo președintele rus a subliniat că extinderea NATO a fost o problemă pentru țara sa, iar aceasta trebuie să analizeze cu atenție ceea ce el a spus că sunt planurile alianței militare conduse de SUA de a-și spori influența globală. La rândul său, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Sergei Ryabkov, spunea că aderarea Finlandei și a Suediei la NATO ar fi o greșeală cu consecințe profunde. Faptul că securitatea Suediei, ca și cea a Finlandei de altfel, nu va fi întărită ca urmare a acestei decizii, este complet evident pentru noi. Nivelul general de tensiune militară va crește și va exista mai puțină predictibilitate în această zonă, este păcat că bunul simț este sacrificat în favoarea unor idei fantomatice despre ce ar trebui făcut în situația actuală, a declarat Ryabkov, potrivit TAS. Amintim că guvernul finlandez și-a semnalat duminică intenția de a se alătura NATO, lăsând în urmă decenii de neutralitate și ignorând amenințările rusești de represalii, în timp ce țara nordică încearcă să-și consolideze securitatea în contextul războiului în curs de desfășurare din Ucraina. De asemenea, partidul de guvernământ din Suedia a declarat ulterior că va susține aderarea la alianță.